Gata. Să dăm tu. Aici mai sunt locuri.
Ce înseamnă să avem niște aplicații succes și ce pașa trebuie să luăm în considerare. După care, un articol interesant despre cum s-a îndrăgostit de fiute Oscar, vedeți mai multe detalii. Și cumva e chiar frumos o reinițializare, să zicem așa, ciclasplasului din perspectiva fiuteului. Continuăm cu un articol despre administrarea sistemelor și de partea de DevOps, cum avem grijă ca odată ce avem un produs să fie adus la niște standarde și să putem crea niște procese pentru mentenanța produsului respectiv. Iar la final, Antonia ne va povesti un pic despre ce înseamnă evaluarea angajaților și cum poate fi îmbunătățit optica care avem în privința asta, astfel încât să nu fim influențați de tot felul de factori să zicem, externi. Iar nu este aici în program, dar Dan Oros ne va povesti tot aici, la finalul primei părți, despre iBeacon, o tehnologie relativ nouă și care el, printr-un, nu știu, startup firma de la începutul de viață, o pune în producție. Iar după pauză, vom începe cu Bogdan Mureșan. Claudia Jelea, din păcate, nu va putea intra astăzi în direct cu noi. Dar Bogdan ne va povesti despre Scrumul Perfect. Și vom continua cu două articole, cumva, pe partea de Big Data Social Media, care de fapt era și tema revistei acestui număr. Silvia ne va povesti despre modelarea datelor în contextul Big Data și cum denormalizăm, să zicem așa, datele în contextul acela. Iar Diana ne va povesti cumva din perspectiva marketingului ce înseamnă social data. Iar la final, deși nu este articolul numărul acesta, am zis să avem totuși o prezentare despre un startup nou din Cluj care a luat viață în tipul startup weekendului. ZenQ. Mircea Vădan, probabil că știți, este el și prietenul lui sunt fondatorii acestei idei și el acum fiind în Italia, am înțeles, la ceva accelerator exact cu acest startup și vom vedea mai multe detalii despre el. Ok, păi Imre... Două, trei propoziții, vă spun numai. Da, și mulțumim sponsorilor. Eu nu am prezentare, nu așa. Nico Imre mă numesc. Sunt directorul firmei Small Footprint. Împreună cu Iulia și colegul meu, Cristi, de afară, acolo suntem gazdele voastre după masa seara asta. Mă bucur că și după 2 ani jumate, Today Software Magazine reușește să reunească așa de mulți entuziaști. Mă bucur să fiți alături de noi aici seara asta. Încă un aspect important, când ieșiți aici pe ușă, stând acolo în cafe, cu mâncare, băuturi, oricând simțiți nevoia, e seara, totuși, dacă e foame, treceți acolo. Colega mea, Larisa, QA, la Small Footprint,
are prima prezentare, așa că la Larisa nu știu. Cineva a fost aducă la lui. Ce este succesul? În esență, se referă la îndeplinirea unui cel a unui obiectiv. Pentru unii poate să însemne găsirea fericirii sau a unei bunăstări, pentru alții poate să însemne îmbunătățirea vieții altora. Pentru mine, ca și utilizator, o aplicație de succes înseamnă o aplicație care e încântătoare, e folositoare, e rapidă, are multe steluțe și review-uri pozitive, multe review-uri pozitive. Ca și QA, mă aștept o aplicație să fie modern, un design modern, cu un design încântător, cu o performanță foarte bună și, sigur, cât mai puține bug-uri. De unde ar trebui să începem? De la niște principii, practic. O aplicație mobile trebuie să rezolve o problemă. Să, fie că este o aplicație sau un joc, menit să ne piardă timpul, practic. Ar trebui să ne concentrăm asupra unui lucru și să facem cât mai bine, să fim clari cu ceea ce face aplicația și să încercăm să o sumăm ca pe un one-liner, adică cât mai concis să putem spune aplicația mea face asta. Întotdeauna când, sigur, nu putem veni de fiecare dată cu o idee inovatoare, așa că de multe ori preluăm cu alte idei, alte aplicații pe care le vedem într-o parte sau în alta și încercăm să aducem soluției noastre ceva nou, să venim să îmbunătățim o aplicație cu ceva. Mai eu credeți pentru aplicațiile native, pentru că avem acolo motive pro, performanță, experiență de utilizator și securitatea care depășesc cu mult aplicațiile hibride. La aplicații mici, desigur, efortul de pus și timpul de development și chiar de testare e mai puțin. Dar acum, cea platformă am putea începe. Păi, iOS ar fi o opțiune bună în cazul în care ne gândim că Android e un sistem fragmentat și dezvoltarea pentru Android implică mai multă muncă. Utilizatorii în iOS tind să fie ceva mai interesați de aplicații noi, mai dispuși să plătească pentru aplicații. Android poate să fie o opțiune mai bună în momentul în care avem deja identificată o nișă de utilizatori dispuși să plătească pentru aplicații sau dacă avem un plan de a distribui aplicația în cadrul unei organizații, e ceva mai ușor să punem aplicația pe Google Play decât pe App Store, știm că cei de la Apple sunt ceva mai pretențioși. Sau pur și simplu ne putem permite să dezvoltăm pentru iOS. Avem nevoie de Mac, avem nevoie de un cont de developer, de niște, poate, tutoriale și cărți care toate astea la ei sunt pe bani. Ma, și Windows Phone poate fi o opțiune bună dacă ne gândim din perspectiva faptului că acolo sunt mai puține, în Windows Phone Store sunt mai puține aplicații, însă și numărul de utilizatori e mai micuț. Practic, e bine să începem cu ce știm cel mai bine. Să utilizăm și să folosim principiile și guideline-urile fiecarei platforme în parte, să ne asigurăm că suntem un pas cu moda, să încercăm totdeauna să ne punem în locul unui utilizator și să ne gândim cam care ar fi punctul lui de vedere, să încercăm să nu copiem elemente de pe o platformă pe alta. Ok, am făcut o aplicație pentru iOS, dar nu vrem ca ea să fie identică și pe Android. Trebuie să încercăm să aducem elemente specifice lui Android. Și, de asemenea, să facem o distinție între utilizatorii noi ai platformei și utilizatorii noi ai
aplicație, pentru că nu vrem să adăugăm elemente ajutătoare care poate pentru niște utilizatori vechi a unei anumite platforme poate să fie deranjant. Cum poți să-ți faci aplicația descoperită? Metadata e foarte importantă. Titlul trebuie să fie clar, trebuie să fie concis, ajută multul la SEO. Descrierea să fie de asemenea cât mai concisă, țelul să fie pus la început și să ne asigurăm că și pe ecranele mai mici descrierea este în totalitate, se vede în totalitate. Screenshot-urile ajută foarte mult, primele trei sunt cele mai importante și ele trebuie să arate cele mai importante caracteristici ale aplicației. Video preview-urile sunt mereu la modă și poate să fie una dintre cele mai convingătoare caracteristici. Alte lucruri pe care putem să le facem ar fi să asigurăm niște ancore web bune, să încercăm să facem pachetul aplicației cât mai mic, astfel încât în momentul în care, ok, nu mai are utilizatorul loc unde să mai, își mai pună încă o aplicație, să nu fie aplicația noastră cea mai mare, astfel încât să fie prima aplicație care va fi dezinstalată de pe telefonul său. Să încercăm să evităm greșelile, mersi, comune. De exemplu, Google Play va autocorecta utilizatorul în momentul în care acesta va încerca să caute o aplicație și va scrie greșită, va fi autocorectat. Noi dacă din start punem un titlu greșit, aplicația poate fi omisă tocmai din acest motiv. De asemenea, putem să ne facem aplicația cunoscută cel puțin în cercul nostru de prieteni. Niște exemple de aplicații pe care le consider eu de succes. Angry Birds, am pus-o chiar în capul listei, acum nu că aș fi eu chiar un fan. Acele 2 milioane de achiziționari se clasează ca cel mai downloadat joc freemium din toate timpurile. Și când zic freemium, mă refer la faptul că la strategia de a da utilizatorilor și o aplicație gratis, bine, cu câteva nivele de bază, dar și o aplicație premium, care costă bani. Pe același principiu ar fi și Candy Crush Saga, cred că toată lumea o zice din asta, un joc care dă dependență, mai pui și pe Facebook, legal, popular game. Sigur, cele două aplicații au fost făcute de către niște companii cu o armată de oameni în spate, însă există și aplicații care au cunoscut popularitatea și unul este 2048, cred că toată lumea se joacă la o actuală. Nu știu dacă știți povestea lor, povestea e, jocului e făcut de un tânăr de vreo 19 ani, așa, ca un proiect de weekend și pe web, pentru web. Și apoi a cunoscut această aplicație o popularitate fenomenală, a ajuns undeva la 4 milioane de download-uri. Flappy Bird e ceva asemănător, ca o poveste asemănătoare, în sensul că tot așa a fost făcută de către un tânăr care a încercat să facă el o combinație între jocurile lui preferate, gen Nintendo, Angry Birds, nu mai cea logo-ul, ăsta. Și cred că, nu știu dacă sunt dintre voi fani Flappy Bird, dar ce e interesant la această aplicație, la, mă rog, acest joc, e faptul că omul ce a făcut din pasiune și în momentul în care au venit mai multe review-uri negative sau anumite review-uri negative le-au deranjat, astfel încât a anunțat că la un moment dat că va da jos aplicația și din App Store și din Google Play. Iar, mă rog, decizia asta se pare că o exploda și mai mult numărul de download-uri, pentru că erau unii disperați să găsească aplicația și să se joace. Și, mă rog, omul zice că a ajuns undeva la 50.000, să câștige undeva la 50.000 de dolari numai din reclamele incluse în aplicație, pentru că aplicația era free. Mai sunt și, mă rog, alte aplicații, deși cred că nu timpul meu cam expiră. De exemplu, WhatsApp și Evernote sunt la fel populare și au cunoscut succes, să zicem așa. Acum, o
rețetă, dacă pot să zic așa, pentru o aplicație de succes, să ne mai gândim și la modelul Kano, care, nu știu câți dintre voi îl știe, are vreo 3 curve, după cum se vede, curba de jos, asta arată capabilitățile de bază ce trebuie să le aibă o aplicație, însă acestea nu sunt neapărat un selling feature. Curba din mijloc arată o caracteristică, mă rog, o relație lineară între caracteristicile aplicației și satisfacția utilizatorului. Astfel încât, practic, cu cât îi dai mai mult, cu atâta el va fi, practic, cu cât dai mai mult prin aplicație, cu atâta el va fi mai fericit. Și curba de sus se referă la capabilitățile care nu sunt așteptate de către utilizator. Da, prezența lor poate îmbunătăți și poate crește nivelul de satisfacția clientului, însă lipsa lor n-ar fi un deal breaker neapărat. Astfel că noi undeva în acest cerculeț am încercat să ne plasăm și atunci știm că am făcut o aplicație cu un potențial de succes. Sigur că și norocul mai joacă un rol important în succesul, dacă pot să zic așa, unei aplicații.